Vernisajul expoziției de desene a invitat iubitorii de artă la Cafeneaua Artiștilor în cea de-a treia zi a festivalului de teatru. Artistul care a expus este bine cunoscut în Bulgaria, se numește Plamen Monev și este din Ruse, iar lucrările sale au fost reunite sub ideea de nuduri. Sunt foarte emoționat. Това е най-бързата ми близка изложба в чужбина. Cea mai rapidă și cea mai apropiată expoziție din străinătate. Просто е на една крачка от Русия. La un pas de Ruse. И според мен... Și în opinia mea. Тук няма в изобразителното изкуство езикова бариера. Aici nu există bariera de limbă în arta plastică. Am intrat, am venit, am văzut și m-am minunat. Nu întâmplător, numele dumneavoastră se apropie, este probabil, sunteți predestinat de la naștere, de celebrul Mane. Vă lipsește câmpul cu maci, care îl caracteriza pe el, dar ați depășit îndrăzneala impresionistă a celebrului pictor de acum peste 120 de ani. Chiar dacă suntem atât de puțini astăzi, sper să țină mai mult, măcar câteva zile. Și cu siguranță giurgiuvenii vor participa la vizionarea acestei expoziții. Expoziția poate fi vizionată până în penultima zi a Festivalului Teatrelor Dunărene, respectiv până vineri 11 octombrie.